Guvernul se îngroapă în datorii, 4,5 miliarde de euro am plătit anul trecut doar pentru costurile anuale cu datoria publică. România este pe locul 5 în Uniunea Europeană după mărimea datoriei publice. Executivul va plăti aproape 200 de miliarde de lei, adică 38 de miliarde de euro în următorii 4 ani, doar pe dobânzi. Discutăm despre acest subiect în minutele următoare cu domnul Liviu Deceanu, economist, în direct prin Skype cu noi. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Domnule Deceanu, cum e posibil să dăm atât de mulți bani pe dobânzi? Este posibil pentru că riscul perceput față de România de către creditorii internaționali este unul mai ridicat. În termeni mai simpli, suntem percepuți ca fiind o capacitate de rambursare mai scăzută, o sustenabilitate mai scăzută a acestei datorii și, așa cum este logic în lumea economică, unde riscul perceput e mai mare, sigur că vei percepe și o dobândă mai mare. România se împrumută la dobânzi mari de pe piețele internaționale, semn că toți acești creditori ai noștri, indiferent că e vorba de bănci sau alte instituții, nu au așa o încredere în rambursarea pe care noi o vom efectua ca țară. Ratingul de țară al României este mult mai prost decât ratingul altor state, care poate au o valoare a datoriei suverane raportate la PIB mai mare. Vă dau un singur exemplu. Japonia are o datorie raportată la PIB foarte mare. Dacă în cazul României e peste 50%, acolo e peste 200%. Însă cash flow generat de economia japoneză, capacitatea ei de a rambursa, adică sustenabilitatea, este mult, mult mai mare. Problema la noi este dată de faptul că datoria nu e mereu utilizată pentru a pregăti creștere economică, pentru investiții, transfer de tehnologie și așa mai departe. De multe ori ne datorăm pentru a rostogoli, pentru a plăti datorii mai vechi, pentru a plăti pensii, salarii în zona bugetară și așa mai departe. Ori asta contează foarte mult. Nu neapărat nivelul datoriei, cât sustenabilitatea sa și ceea ce facem cu acei bani. 38 de miliarde de euro dăm așadar pe dobânzi în următorii 4 ani. Ce puteam face cu ei? Puteam să facem kilometri de autostradă? Vă dați seama, proiecte de infrastructură și așa mai departe. Ceea ce menționați dumneavoastră, adică aceste dobânzi, se numesc serviciul datoriei externe. Aici avem de a face și cu alte posturi, nu doar dobânzile, și care, din păcate, atârnă foarte, foarte greu. Doar anul trecut, 2023, datoria publică a crescut cu peste 1100 de dolari pe locuitor. Problema este una morală în cele din urmă, pentru că guvernele se îndatorează pentru viitor, iar povara acestei datorii cade pe umerii generațiilor următoare. Și aici cred că este o problemă foarte importantă de responsabilitate. Dacă tot cade această povară pe generațiile următoare, e important ca îndatorarea să fie canalizată către infrastructură, transfer de tehnologie, tot ceea ce poate să presupună creșterea economică pe viitor și capacitate de rambursare. Mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră, Liviu Deceanu, profesor de economie la Facultatea de Științe Economice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. 38 de miliarde de euro o să plătim noi românii în următorii 4 ani doar pe dobânzile pentru datoria publică, de exemplu, bani cu care puteam să facem kilometri de autostradă.